Amy, Kitty Bobo. Hai să continuăm. Partea a treia din Echinox. Am înregistrat până acum. Aș mai fi putut să continui, dar n-am mai avut spațiu pe ce. Acum ne-am eliberat. Ce efectiv ne-am deletat aleatoriu. Și de acum tu mă auzi? Deci am suntem la partea a treia, la în continuare trebuie să continuăm cu Irinel Liciu. Dar de acum cred că o să schimb calimera. Deci o să -mi țin laptopul mai free. Deci nu o să țin sute de videoclipuri. Dacă mă ajută Dumnezeu să le fac. Înțelegi ce zic, moș? No, atunci, până în alta să continuăm aici și vedem după aia, pe mâine, să mai șterg. Că mai am, de exemplu, albume, am tot felul de chestii astea, cântece și tot să le separ, știi, ca în cenușăreasă. Bun, aici ce-i? Da, uite, am, prima parte are 1 minut, 10 minute, 17 secunde, a doua parte are 2 minute, 9, nu, prima parte are o oră, 10 minute, 17 secunde, Echinox 1, și Echinox 2 are 2 ore, 9 minute și 48 secunde. Când s-a umplut ora, știu? Bun, deci mergem iar la nu aici, aici la Irinel Liciu. Acum, tu știi că dacă ai ascultat înregistrarea a doua până la sfârșit, știi cine zic? Soția lui Augustin Drăgaș. Deci s-a căsătorit în ziua de 8 aprilie 1958 cu scriitorul Ștefan Augustin Doinaș, nume în acte Ștefan Popa, pe care l-a cunoscut în casa vărului său, unde Doinaș locuia în chirie. A fost distinsă cu ordinul Meritul Cultural clasa 1, 1971, pentru merite deosebite în opera de construire a socialismului, cu prilejul aniversării a 50 de ani de la constituirea Partidului Comunist Român. În anul 2011 a primit premiul de stat pentru întreaga sa activitate și ordinul serviciu de credincios în grad de cavaler cu ocazia 80 de ani de la înființarea Operei Române. În 1921, când s-a înființat și ITB-ul de pe strada Bezei, nu? Institutul de Orologii Baptist. Tu știi că regele Ferdinand le-a zis la baptiști, că baptiștii voiau să aibă și ei un seminar. Bă! Ce? Ferdinand, regele, le-a zis, faceți colegiu, faceți facultate, institut teologic, nu? De ce să n-aveți și voi, baptiștii, institut scolastic, știi? În ziua de 26 mai 2002 s-a sinucis la câteva ore după moartea soțului ei, Ștefan Augustin Doinaș, cu care a trăit 44 de ani. Cauza morții a fost o supradoză de somnifere. Bibliografie: Gheorghe Marcu, coordonator dicționarul personalităților feminine din România, editura Meronia, București 2009. Legătură referințe. A apărut știrea și în Washington Post. Apoi este decretul numărul 997 din 29 noiembrie 2001 privind conferirea Ordinului Național Steaua României Serviciu Credincios acordat de președintele României Ion Iliescu. Ion Iliescu, săracul, îl trăiește și acum. Legături externe. Viața Silviei Irinel Liciu. Arhivat
în 14 noiembrie 2016 la Wayback Machine. No, bun. Dăm înapoi la poet. Deci la 5 februarie 1958 este eliberat, iar la 8 aprilie 1958 se căsătorește cu Irina Liciu, prima balerină la opera. Până în 1963 îi se interzice să reintre în viața literară. Apoi George Ivașcu îl angajează la revista Lumea. Același George Ivașcu care a făcut critic cu Manolescu. Uite, George Ivașcu. Avem așa. George Ivașcu, 1911-1988, publicist, critic și istoric literar român. Să ții minte numele asta. Am mai vizitat eu pagina asta. Hai să citim. Nu e mare lucru. George Ivașcu, născut pe 22 iulie, mama a murit pe 21 iulie. 1911, mama 2011. Certești, Tutova, România, decedat 21 iunie 1988, București, fost un autor și publicist român comunist. Da, tare comunist. Membru al PCR încă din perioada de ilegalitate acestuia a fost implicat în 1948 procesul grupului Lucrețiu Pătrășcanu și condamnat mai întâi la moarte, apoi la temniță grea, pentru ca în 1954, după revizuirea procesului, să fie declarat nevinovat și eliberat. Înainte de 1944 a activat în redacția revistei Manifest și a ziarului România Liberă. După 1954 s-a făcut remarcat ca redactor șef al revistei Contemporanul, 55 până 71, redactor șef al revistei Lumea, 63 până 66, și ca director al revistei România Literară, 71 până 88, dar și ca șef al Catedrei de Istoria Literaturii Române, 58-68. El are Istoria României, Istoria literaturii române veche, care ți-am citit acum vreo 2 ani. Distincții. A fost distins cu ordinul 23 august, clasa 2, 1971, pentru merite deosebite în opera de construire a socialismului cu prilejul în investirea 50 de a constituirea Partidului Comunist Român. Să vedem ce profesie avea. Deci, date personale, 22 iulie 1911, Certești, România, 21 iunie 1988, la 76 de ani. Aici, nu știu ce e acolo, semne întrebare, mie mă dar monitorul, dar, da, văd prin monitor, știi. Căsătorit cu Florica Georgescu Condurachi, copii Voichița, naționalitate română, cetățenie România, ocupație bibliotecar, poet, istoric literar, critic literar, biograf, traducător, filolog, scriitor, redactor șef, limbi vorbite, limba română. Zic, asta a fost un tip super tare. Și arată poet. Ca să nu mai zic că băia frumos, mă. Aici, poza asta e de la arestare, mă. Mugshot. Și zici că e mai frumos ca Elvis. Pe bune, zic. Băia frumos, mă. Tu-ți dai seama. Dar zice George Ivașcu Maxa circa 1940.
că facem și pe una și pe alta. Îmi zice fata. Only I'll be only memory with. No, bine. Deci aici Agricola a arestat totuși legionari sau Antonescu. Cine nu ăsta aici era arestat ca și comunist. Bun. Deci asta a fost un om de valoare. S-a trebuit să ți-l prezint. Și mai este George Ivașcu, născut în 68, actor român. Eu când am fost copil, nu știu dacă ai văzut-o și tu, a fost o piesă de teatru. Pe care eu am văzut-o de copil. Și joacă George Ivașcu. George Ivașcu a fost fermecător în anul 2000 când la ProTV s-a făcut Anu Eminescu și diferiți actori recitau poezii. E un tip mai mic, drăguț, simpatic, puțin mefistofelic, dar în sens pozitiv. Și ce vreau să spun? Era o discuție între un comandant, dacă înțeleg eu bine, George Ivașcu era un comandant de lagăr nazist și primea vizita, să zicem, a unui reporter. Numai două personaje erau, stăteau la masă. La Teatru TV. Primeau vizita, cum e și spectacolul la facerea Protar. Nu, deci nu oricine știe chestia asta. Dar aici George Ivașcu, ăsta tânăr, nu ăla literatul, ăsta actor, după Revoluție, cred că s-a făcut, Teatru TV, știi? Și oricum am auzit televizor, și el juca efectiv geniul răului. Venea reporterul la ce era, că era reporter capitalist, că era reporter socialist, asta într-un sens nu conta, pentru că venea la un comandant nazist. Și, nu, ei vorbeau. Și acolo am aflat niște lucruri pe care dacă nu le știi, știi. Deci, zice, era un fel de dialectică între gândirile sociale. Să numim. Și pe mine mă preocupă anti-apartheid, chestiile astea, nu sociale. Dar să vezi ce zice. Ce tu, cum puteți să fiți așa inuman să băgați evrei și oameni, alți oameni, să-i băgați în acele camere, să-i mințiți că duceți să facă duș, să despăduchiați și încolo să-i gazați. Și George Ivașcu, cu personajul lui, geniul răului, zice, a, nu, nu, tovarășe sau domnule reporter, nu, asta nu este și teatru, știi, de lui ceva extrem de realist să funcționeze. Deși dacă ești pe teritoriul german, ar fi, în timpul naziștilor, ar fi bine să fii mai respectuos dacă vrei să mai și ieși. Pui întrebări și... Dar nu, el era un tip simpatic, așa. Și, da, avea rol. Și, dar să știți că ăsta nu este lucru cel mai rău. Ce, cum poate fi cel mai rău să îi aduceți cu vagoanele acelea, cu trenul acelea și să, nu știu că era chiar la Auschwitz sau poate la și să-i coborâți din acolo și să-i băgați. Da, dar, zice comandantul, dumneavoastră știți ce se petrece într-o cameră de gazare? Ce se petrece? Mor. Da? Mor.
dar știți cum mor? Ce? Ei bine, aflați că în camerele noastre de gazare, și probabil este o regulă a gazelor, gazul vine prin niște țevi așezate la nivelul dușumelei, aproximativ la nivelul dușumelei. În camera de gazare au intrat femei cu copii în brațe, muncitori, intelectuali, profesori, bătrâni, nou născuți, oameni, toate categoriile de oameni, toate rasele, fie că avem un neamț corcit, o țigancă, un negru, un politic, un comunist sau un american, sau un om care m-a zis, domnule, decât să iau pastila, mai bine vin și eu aici, dacă tot îs în disgrație. Și apoi ușa se închide. Aceea oamenii, de adevăr, au speranță. Văd acele spray-uri de duș. Dar nu vine nicio apă. În schimb, de la podea începe să iasă gazul. Întâi este un fel de stupefacție. Nu știi ce e acolo. Dar apoi începe să se lupte, se amestece și să se lupte aerul care ne-a dat Dumnezeu cu gazul pe care ne-a dat Mars. Și atunci, dragă domnule reporter, moartea care mi-ați descris-o dumneavoastră nu există. Acel drum cu trenul nu există. Acea ținere în brațe a soției cu copilul, acea sentiment, acel sărut care a fost acum două zile, nu există. Atunci, muncitorii, țăranii, drujbiștii, stânjenarii, calcă peste sân de femeie, peste capete de copii, peste mâini de bătrâni, peste oameni. Dar de ce calcă? Să nu moară? Nu. Să ajungă mai sus, unde mai este aer, oxigen. Și apoi gazul umple întreaga încăpere, lăsând, și mi-amintesc asta, piramida aceea umană care este total monstruoasă, care este inversul a cărei o piramidă socială ar trebui să fie. Pentru că la baza piramidei, nu? Cum scrie în Biblie, dacă ați avut timp să vă uitați prin ea, un psalm, poate să se clatine, nu știu cum zice, munții sau lumea, cât o vrea, că eu îi întăresc tâlpii. Și mai aici într-un loc, dacă mă înșel, că pământul este așezat pe vecie, este. Oricum, nu știu, mă zic eu, Feli, nu știu că e pe vecie, dar acum se pare că îi să stea. Dar, domnule reporter, vă înșelați asupra monstruității camerei de gazare. La baza ei veți găsi numai ființe striuite, nevinovate,
candide, frumoase. Iar sus veți găsi numai niște oameni care n-au meritat. Acei mușchi, acea carte de sindicat, acea carte de activist, acea pușcă de soldat, acel carnet de reporter sau de nazist. N-au meritat. Și apoi vine fata care bate în gong și copilul care trage cortina. Noi, și să știe mi că George Ivașcu ăsta chiar seamănă cu tine, se comandă. George Ivașcu, 15 februarie 1968, București, este un actor român. George Ivașcu a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică, azi UNATC, în anul 1993. În cei peste 25 de ani de carieră a jucat pe scenă de cele mai importante teatre din București și din țară. Eu n-aș fi zis celor mai importante, aș fi zis celor mai naționale, pentru că noi încă suntem în teatru național și dacă pot să modific, o să modific cumva. Să mă dau în stambă, da? Dacă trebuie. Bun. Deci a jucat pe scenă celor mai importante teatre române, teatre din București, cele mai importante romane teatre din București, din țară, fiind angajat în 1993 la Teatru de Comedie, apoi în 1996 la Teatru Național Ile Caragiale din București, TNB, este conferențiar universitar doctor la Universitatea Națională de Artă Teatrală și vezi ce zic și eu, cinematografică Ion Luca Caragiale din București. S-a impus ca actor și regizor, iar în ultimii 10 ani ca personalitate marcantă pe scena culturală. Din 2007 fiind managerul și fondatorul Teatrului Metropolis. În sfârșit un teatru nou despre care pare ceva interesant, din București. Teatrul Metropolis este un teatru din București, în România, înființat la 1 ianuarie 2007 și s-a deschis porțile publicului la 1 noiembrie 2007. A luat ființă la inițiativa actorilor George Ivașcu și Romeo Pop. Foarte frumos. Din București. În aprilie 2022 a demisionat din funcția de director al Teatrului Metropolis din cauza lipsei de comunicare cu primarul general Capitalii,
potrivit declarațiilor actorului. Asta acum de un an. În calitatea sa de manager cultural, s-a impus ca promotor și susținător al tinerii generații de creatori, în egală măsură fiind preocupat de păstrarea memoriei artiștilor consacrați de teatru și film în România, inițiind proiectul Aleea Celebrităților din Piața Timpului. Este de asemenea și inițiatorul cotidianului online de cultură, ziarul Metropolis. Da, am auzit și de asta. Președintele României Ion Iliescu i-a conferit actorului George Ivașcu la 13 mai 2004 Ordinul Meritul Cultural legat de Cavaler, categoria D, arta spectacolului, în semn de apreciere a întregii activități și pentru tăruirea și talentul interpretativ pus în surba artei scenice și a spectacolului. Este căsătorit cu oarecare Alice Barb, care este regizor de teatru și operă. Da, regizor este operă. Cum i-a zis doamna Dolea Modola, am acolo și eu și era venit un regizor de operă Cluj acolo. Și eu zis, bă, te-am văzut, nu știu unde, te țineai de pălării, cred că era beat, nu știu. Doamna Dolea Modola, ea este creștină, mai mult decât creștină, religioasă. Deci, teatru și operă, actor și manager cultural. Nu, bun. Tu îți dai seama, Amy, că asemenea oameni, o să aveți și poza asta, asemenea oameni pun pâinea pe masă pentru atâția oameni. De la mari artiști, cum suntem noi doi, la mari spălătorese de podele, a fost bunica mea. Deci este foarte important acest lucru, ca să nu menționăm toată moștenirea trecutului. La Teatru Metropolis, cât a fost, și este foarte bine. Nu, dacă numai el, sau nu asta neapărat. Dacă teatrul funcționează și pune piese în scenă, este un lucru foarte bun, este ceva. Chiar mă gândeam, știi, în viața e visă, cadând la barca și trimis. Deși eu nu mă gândeam într-un sens neapărat cum e acolo, deși e și acolo un fel de filozofie. Și așa mă gândeam, în plan romantic. Cumva mă gândeam la chestia asta, știi? La Molah, vreau să numesc. Știi un Molah cât merge prin deșert, chiar dacă cară aur. Și eu nu prea prețuiesc aurul. A, bine, să zicem că cară aur. E sărac. N-are apă, n-are ce mânca. Merge lângă animal și cară aur. Când ajunge la Bagdad sau Mecca, atunci e bogat. Se duce, bea, să zicem, bea șerbet sau treburile astea, mănâncă o ciozvârtă de miel, e bogat. Și după aia trebuie să meargă mai departe. Și să zicem că nu și-a terminat aurul, eu i-a codat doi statiri. Dar merge mai departe, iar, și iar prin deșert. Și iar nu mai are ce mânca, iar nu mai are ce bea apă, să zic. Și iar e sărac. Deci este un aspect care, cred că este și în prezent în zona aceea deșerturilor, iar un alt aspect mai este că agricultorii palestinieni care trăiesc efectiv de pe grădinuța lor, cât îi și în condițiile care sunt acolo.
și fac agricultură tradițională de mine. Nu. Ei până nu crește gogoșarul ăla, capia, ce e acolo, ridichile, legume, toate astea, castravezi, până nu se fac la dimensiunea care trebuie să... E sărac. Degeaba are grădina lucrată cu de toate, dar nu poate mânca. Ce să mânci? Cum îmi zicea mama, nu ce pot să mănânci la struguri verzi, deși încep să se coacă, știi? Asta e un aspect foarte interesant. Să ai, adică să muncești, să ai posibilitatea să trăiești, să aștepți. Iar la beduinii aia e ceva ciclic. Plus că orașele au niște hărți ca și la noi și deci acel milionar Molah alternează între bogăție. Bogăția ce înseamnă? Ia că ceva de mâncare, un pat să se culce și aia pleacă iar mai departe. Sunt lucruri care ne depășesc. Bun. Hai să vedem dacă am citit tot. Nu am citit tot. Uite, a fost ministru al culturii. Între 29 ianuarie 2018 și 10 noiembrie 2018. Interesant. Eu atunci eram luat în sutul tovărășești la ambulanță. Na, bun. Uite, teatrografie. Asta n-am mai pomenit cuvântul ăsta. Asta e ceva foarte frumos. Teatrografie. Bine. Hai să vedem cum ni le dă. Poate găsim și pe ăla cu geniul rău. Deci, teatrografie, Teatrul Metropolis. Paganini de Mick Davis, religia Mick Davis, 2015, Napoleon. O jucat pe Napoleon, dacă înțeleg. Moartea lui Tarekin de al Suhovo. Cobâlân, regia Gelu Colceag, 2013, jucat pe Candid Castorovici Tarekin. Îngeri în America de Tony Kushner, regia Victor Ioan Frunză, 2011, Roy Kuhn. Lotec la bordel de Mario Moretti, regia Horatiu Mălăele, 2011, Lotec. Nevestele vesele din Windsor de William Shakespeare, regia Alexandru Tocilescu, 2010, Ford. Asta n-am citit-o. Podul de Paul Joachim, regia Holațiu Mălăele, 2009, Neînțelesul. Viitorul din ouă de Eugen Ionescu, regia Mihai Mănuțiu, 2005, actor. Jucat un actor. Astea mai noi, după aia. Teatrul Național Ion Luca Caragiale din București. Ana Karenina de Helen Edmundson după Lev Tolstoi, regia Alice Barb, 2005. Jucat pe Lev. O scrisoare pierdută de Ile Caragiale, regia Grigore Gorța, 2004, pe Brunzovenescu. Revizorul de Nicolae Constantinovici, nu? Gogol, regia Sergei Cetaschi, 2002, Bob Chinsky. Legenda
ultimului împărat de Valentin Nicolau. Regia Alice Barb, 2002, Măscăriciu. Legenda ultimului împărat. E ceva frumos. Legenda ultimului împărat de Valentin Nicolau. Amanții însângerați de Kikamatsu Montamon. Regia Alexandru Tocilescu, 2002, Tocubei. Crimă pentru pământ, după romanul omonim al lui Dinu Sararu. Regia Grigore Gonța, 2001. Ce zice aici, mă? Ciofică Zărzărel. Tărâmul celălalt de Dușan Covacevic. Regia Horea Popescu, 2001, Peter. Mofturi la Union de ele Caragiale, regia Gelu Colceag, 2000, Lachi. O scrisoare pierdută de ele Caragiale, regia Alexandru Tocilescu, 2000, Tipătescu. Podul de Paul Joachim, regia Horațiu ele Mălăele, 1999, Îndrăgostitul. Satana cel bun și drept, de Tudor Popescu, regia Gelu Colceag, 1998, Lingulac. Tehnica Raiului de Mihai Spirescu, regia Dan Micu, 1997, Geo. Apoi, teatru de comedie. Gali Gai de Bertolt Brecht, regia Lucian Giurchescu, 2008, Gali Gai. Doi tineri din Verona de William Shakespeare, regia Felix Alexa, 2007, Speed. Ușa de Matei Vișniec, regia Alice Barb, 2006. A 12-a noapte de William Shakespeare, regia Gelu Colceag, 2005, Orsino. Iluzia comică de Cornei. Am citit Muzica comică de Cornei. Regia Alexandru Darie, 1998, Cindor. Comedia Erorilor de William Shakespeare, regia Alexandru Dabija, 1998, Dromio. Căsătorie în stil olandez, de Carlo Goldoni, regia Alice Barb, 1997, La Tulipe. Fuga de Mihail Bulgakov, ăla lui Stalin, regia Cătălina Buzoianu, 1997, Tihi. Mireasa mută de Ben Johnson, regia Alexandru Tocilescu, 1996, Mireasa. Opera de trei parale de Bertolt Brecht, regia Lucian Giurchescu, 1996, Machi Sis. Zi de vară de S. Mrozek, regia Anca Bradu, 1994, Izbut. În largul mării de S. Mrozek, regia Anca Bradu, 1994, Strabul. Dale Carnaval de Ile Caragiale, regia Mihail Manolescu, 1993, Crăcănel. Teatru Bulandra. Căsătoria de Nicolae Gogol, regia Vicel Tănase, 1998. Scandal la Palermo de Carlo Goldoni, regia Cătălina Buzoianu, 1998. Copilul îngropat de Sam Shepard, regia Cătălina Buzoianu, 1998. Patul lui Procust,
de Camil Petrescu, regia Cătălin Buzoianu, 1997. Vânzătorii Gloriei, regia Elie Malca, 1997. 6 personaje în căutarea unui autor, de Luigi Pirandello, regia Cătălin Buzoianu, 1996. Teatrul Odeon, Troilus și Cressida, de William Shakespeare, regia Dragoș Galgoțiu, 1996. No, bun, mai sunt, mai este aici. Dar teatrul TV nu este. Numai teatru. Numai teatru radiofonic e dat. Și ce au regizat? Citesc numai ce știu. Opera de trei parale, două orfeline, Doctor fără voie de Molière, 6 personaje și căsătoria de Goncourt. Nu, și deștepții în 5-6 voiau să nu mai studiem rusă. Știi? Și cât depindem de teatru rusesc, că oricum o iei, deci asta, cartea rusă e mare, are o mare capacitate, deși nu e neapărat teatru, sunt și piese de teatru rusești, are mare capacitate spre nu neapărat ecranizare. Și asta. M-au făcut în 66 cu Război și Pace și altă. Dar de punere în scenă. De... Deci uite, undeva în Est, 91. Pepe și Fifi, 94. Necro, 97. Un Mercom Nefeplu, 97. Amen, 2002. Acord et acri. Acum zice. Sau Acord et auri, 2002. Căutarea lui Nemo, 2003. Modigliani, 2004, Uitați firme. Ulița spre Europa, 2004, Totul pentru copiii mei, 2004, să parcă mi-am amintesc ceva. Dar n-am văzut, am văzut reclamă. Sau a fost. Vacanța de Crăciun, 2005, The French Revolution, 2005, Cuscă de 2006, Goethe 2007, să de avea taică. Bun racu 2010, Ultimul zburător 2014, Cercul Mateo 2017, Casa de Producție TVR, Nunta Mută, 2008, Faimosul Paparatu, 1999, Asfalt Tango, 1996, Terente Regele Bălților, 1995, Liceenii,
1986. Tu dai seama, ăsta joacă în licee în Imă, dar nu l-am văzut. Dar nu mă prea uit la licee. Mă uit ori la De grație dragoste, una extemporal. Clanul 2022. Teatru Național de Televiziune. Roman teatral de Bulgakov, 2014. O noapte furtunoasă de Ilie Caragiale, 2013. Ultima haltă în paradis, 2003. De ale carnavalului de Ilie Caragiale, 2002. No, bun. O să văd ce cu Clanul ăsta. Clanul este un serial TV românesc care a avut premiera pe 19 septembrie 2022 la Pro TV. Este un serial românesc produs și difuzat de Pro TV, o adaptare a serialului turcesc Icerde. Coloana sonoră este Sângele frate, nu te face, interpretată de Teo Rose și Ian. Bine, frate, bine. Nu te face, mă, nu te face. Dumnezeu te face. Noi, tu dai seama în ce lume trăim. Am zis că sângele, frate, nu te face. Te face măta, mă. No, bun. Până în 1963 îi se interzice să reintre la viața literară. Apoi George Ivașcu l-a angajat de la revista Lumea. La bosul. George Ivașcu, născut în 22 iulie 2011. Revista Secolul 20. Din 1969 începe să lucreze Ștefan Augustin Doinaș, adică, în redacția revistei Secolul 20, al cărei redactor șef va deveni în 1992. A fost ultimul deceniu al vieții directorul revistei. Stai puțin, că trebuie să scriu și eu un vers. Un titlu măcar. Extemporal pentru viață, un
prefatul extempore. Aici suntem, acum mă duc și eu, știi, să dau raportul într-un anumit domeniu, adică că trebuie să-mi găsesc un slot și e greu, mă, că toate ușile e încuiate. Rar vezi oameni de inimă. Bun, uite aici am găsit. Așa. Na bun. S-au ieșit, dar s-au ieșit. Da. Și așa e. Frumusețea literaturii nu e să se dea o medalie, că doar nu e una de acum. Nu. Sau la vina Milosevici. Frumusețea lui în ea însăși. E ca și colegii regelui. Nu li se plătea bani. Fiecare din alt județ era o onoare să fii în clasă cu regele Mihai. Nu? Nu ce bani să ți se dea. Dar bun. Din 1969 începe să lucreze în redacția revistei Secol 20, a cărei redactor se va defini în 1992. A fost în ultimul deceniu al vieții director revistei Secol 20, apoi președintele fundației cu același nume. Păi da, în Biblie zice că zice ceva de genul ăsta, nu vreau să zic într-un sens peorativ, zice oamenii puși în cinste și fără pricepere sunt ca niște păsări de tăiat. Că și o găină, să zicem, sau un cocoș, dacă te apuci tu ca țăran și îi dai, sau curcanul, sau îi dai grăunt, îi dai de toate, îi dai frunze, îi dai așa. El zice, vai, ce, uite ce bine o duc, ce nu știu cum și așa. Să burghezește. Și nu știe că tu îi dai toate alea ca să-l tai de Paște. Sau de duminică. Deci, nu zic acum de omul ăsta, că e un om într-adevăr deosebit. Dar zic, în general, că e așa, știi? Deci, cât a fost, cât a suferit și cât a fost mai zmerit, o trăit și după aia, când a ajuns boss, a murit. Dar a fost și în vârstă. A fost în ultimul deceniu al vieții directorul de reviste secolul 20, apoi președintele fundației cu același nume, care s-a transformat în secolul 21. Publică numeroase cărți de poezie, de critică literară și traduce din mari scritori al lumii, remarcându-se printr-o înaltă ținută intelectuală și printr-o atitudine demnă în raport cu autorității. Activitatea sa literară acoperă toate genurile. Meritele sale culturale și literare au fost recunoscute din poetul devenit academician în anul 1998. În apropierea vârstei de 80 de ani, în 2000, deputează ca prozator cu volumul T de la Trezor. Trezorerie, probabil. Recunoaștere politician. Asta nu ne interesează. Se pare că a murit de insuficiență cardiacă. Asta totuși ar trebui să citim. Emi, da, uite. A murit cauze naturale, insuficiență cardiacă și uite aici. Recunoaștere politician, nu știu ce așa. Uite ce zice aici. După 1989,
devine membru al Academiei Române. Eu știu că prin 90 o călătorit până în Japonia. Am citit chestia asta. Am avut posibilitatea asta. Am citit pe vreme. Mai de mult. Citit pe undeva într-o revistă literară sau fine. Și senator din partea Partidului Alianța Civică. Astea erau ca și cum drepturile civile, nu? Posibil. În Parlamentul României, hai să vedem pe unul care e Parlamentul României. Casa Poporului. Dar eu nu înțeleg, mă, casa asta, că nimeni nu a făcut așa o casă. Seamănă cu Catedrala Evanghelică din Sibiu, în sensul că aia are contrafortul barosane, dar aia e faină. Deci e ceva, parcă ceva lipsește. E ca un zigurat pe care ar trebui să stea un elicopter gigantic. Ceva de genul ăsta. Asta era treaba. Casa Poporului. Și dacă era ceva, ducea acolo și s-o, pe aia cred că pot parca 80 de elicoptere. Turnul ăla ei. Ca să plece toți în Cuba. Dar la Nuiver, la Amazon. După ce l-a înlocuit pe senatorul decedat, René Radu Policrat. Face și publicistică politică de pe poziție anticomunistă intransigentă. A murit pe data de 25 mai 2020. Vreau să zic chestia asta. Face și publicistică politică ca și Cicero de pe poziție anticomunistă intransigentă. Deci nu poți acum să spui. Uite, de exemplu, eu astăzi i-am adresat o scrisoare deschisă, un videoclip deschis unui mare poet român, obzecist, comunist. Nu știu dacă mai este chiar comunist sau dacă. Dar nu asta e relevant. Ideea e că, cum să zic, poezia, bunul simț, nu țin de că ești nu, comunist, că ești anarhist, că ești creștin, că ești baptist. Nu, domnule. Și poți să fii. Să știi că eu am cunoscut și cred că și tăi. Dar nu zice când a fost construit. Asta pot. Dă numai detalii din astea. Mă, la Casa Poporului, știi? Parlament. Acum chiar că mă uit camuța în calendar. Nu zice când a fost construită Casa Poporului, nu știu. Nu știu ceva. Hai să scriem Casa Poporului. Sunt curios când a fost terminată. Eu când eram copil vedeam viste de muncă și am văzut și după aia locuitor cu arhitecta care a lucrat la Casa Poporului. Stil arhitectural postmodernist în mare. Descrisă ca fiind o arhitectură neoclasică. Auzi, bă, frate. Postmodernism, neoclasicism. Arhitect, 700 de arhitecți, sub conducerea arhitectului șef. Anca Petrescu. Ia uite aici. Începută 80, terminată 97. Au început probabil la Catedrala Mântuirii Neamului, care acum e Catedrala Națională. No. Inaugurată 22 decembrie 1994. Înălțime 84 de metri.
număr etaje, 9. Număr de ascensoare, 0. Cost, 4 miliarde de euro. Să vedem și pe Anca Petrescu. Noi nu avem probleme politice. He was with Peter Jones and he has no past problems. If Steve was arrested, Peter would have both phone be past the milk. Uite că doamna asta a murit în 30 octombrie 2013, când eu eram cu domnul doctor, mă pregăteam pentru injecție. Sărac. A murit la 64 de ani, cât au avut și mama. 63. Iată, și a proiectat Casa Poporului în 67 până în 2013. Fost la PRM, parcă mi-amintesc. Bă, și cu partidul ăsta. Păi dacă e dacă te n-am, de ce vrei să fii în republican? La american nu poți. Trebuie să stai pe pământul tău. Asta nu înseamnă... Da, uite, vezi că e interesantă casa din unghiul ăsta. Sau asta și macheta. Bă, nu. Asta e casa pământului. Aha. Băie, mi se știe că nu e așa urâtă casa poporului. Că arată ca o casă. Eu credeam că e un blat și în mijlocul ei e un blat mai mic, dar nu. E frumos, bă. Frumos. Foarte frumos. Un pic cam total italian, așa, știi? Seamănă arhitectura puțin fascistă a lui Mussolini. Și așa le-a venit ideea, știi? Dar de fapt la băieții deștepți a venit ideea. Hai acum să facem și o bisericană, să scoatem fondul de și de acolo. Dar pe de altă parte, eu zic, părerea mea, decât în ziua de azi, știi cum e, decât o biserică înaltă, mai bine o biserică. Am făcut muierea asta. Anca Petrescu. Ar trebui să se mute parlamentul de aici și să-l facă un fel de, cum să zic, că vine frigul pe noi. Asta Dumnezeu ne-a dat-o, mă. Și atunci omul, aurulacul, bătrân, femeia gravidă sau nu, oameni necăjiți, oameni sau oameni care nu mai au motorină, trebuie să iasă pe zăpadă. Să aibă aici acces, ușa permanent deschisă, orice oră de zi și de noapte, jandari, oameni, și să îi pună să stea ca în metroul lui Henry Moore. Nu-ți mai arăt acum, ar fi cazul să-ți mai cumpești o carte să mai citești. Henry Moore e un sculptor în genul Brâncuș, contemporan cu Brâncuș.
mai tânăr ca Bruncuș, dar care are problema lui artă și când a fost bombardată Londra, s-a refugiat, nu știi, s-a refugiat și, adică s-a refugiat. Oamenii se băgau în metrou, că venea Luftwaffe pe ei. Și el, acolo în metrou, schița cum, cum schița, cum schița tipul ăla care îi făcea barca pe Mandalorianii ăia, știi? No. Sunt oameni care stau acolo în tunelul metroului, metroul nu merge și sunt măcar să n-a adăpost de bombe. Știi tu? Hai să ascultăm un cântec. Ce caută profesorul am la mine o porție din grupul tău de super prieteni? Cred că pe tine nu te-a mai văzut la ieșiri de hărăt. Zici că ai fi omul invizibil la bere. Deci, ce vreau să spun? Că acest, această construcție mai plată e un foarte bun adăpost. Și asta vreau să zic, asta vreau să zic că cum să spun, ce vreau să spun, că e de preferat clădiri mai degrabă mai late mai, decât mai înalte. Pentru că sunt mai ușor de încălzit și încap mai mulți oameni în ele. În fond, oamenii contează, nu? No. Bun. Uite, dealul pe dealul pe care se află astăzi Palatul Parlamentului este în general o creație a naturii, având o înălțime inițială de 18 metri, dar partea din sublevatul Libertății este înălțată în mod artificial. Se află pe locul 2 în lume la capitolul celor mai constituitoare lipsite de succes și rușinoase proiecte de arhitectură făcute vreodată, clasament realizat de cel mai vizitat site de arhitectură din lume, Arch Daily. Deși a costat și costă enorm în bani pe fură parlamentari, 70% este nefolosită, mare parte nefiind structurată pentru nevoile indivizilor și pentru dorințele megalomaniace, băi, deștepților, ale lui Ceaușescu, cultul personalității pându-și în amprenta pe acest edificiu. Eu zic, bă, dacă i-ar fost așa deștepți, puneau Catedrala Mântuirii Neamului deasupra Casei Poporului și economiseau și spațiu. Uite, după cutremurul din 4 martie 77,
Președintele comunist Nicolae Ceaușescu a găsit pretextul pentru modificarea capitalei conform realităților politice, anume faptul că România era un stat socialist, asta se dorea o actitudine de tip realist-socialist. Nu e nici un chici, mai e chiar ceva frumos, mă. E ca sediu unu, mă. Da, ce să zici? Ăștia o să vină, mă. O să vină și la furat. Și aici. Cât fier betonul e aici. Înțelegi? La o să vină să spargă la sev, să vândă fierul. Chiar ceva fain. Serios. Ar trebui mutat parlamentul, dacă mi se permite să zic asta. De la ca nu, să se simtă siguri parlamentarii, să dea cetățenilor, săracilor. Să-i scoată din canale, din trenuri, din săli de așteptare, din cămine de studenți. Le dea acolo o supă, o treabă. Nimic nu-i frumos, numai că e frumos. Trebuie să fie și etic. Bun. Viața personală. Ai de cap. Hai de capul meu, bă, frate. Debutul artistic. A debutat în 1939 cu o poezie, nu, viața personală. Imediat după moartea sa, soția sa, fostă prim-balerină a operei române, Irina Liciu se sinucide. Nu, cu somnifere. Asta zice pe pagina ei. Dar oare eu fi zis? Că ce gând s-a pus? Debutul artistic. A debutat în 1939 cu poezie în jurnalul literar, câștigând apoi cu volumul Alfabet Poetic. În 1947, premiul Eugen Ovinescu, volumul însă nu a mai apărut din cauza instaurării comunismului, eveniment tragic ce l-a trimis în spatele gratilor pentru convingere sale și pe poet. Ștefan Augustin Donaș a reușit să debuteze în poezie abia în 1964, cu volumul Cartea Mareilor, cuprinzând poeme preluate dintr-un volum mai vechi, rămas nepublicat. Alfabet Poetic, dar și versuri de dată recentă, marcată de concesii făcute ideologiei de oficiale, care prezintă însă o excepție în creația sa.
urmând marcat tranziție poeziei sale de la baladă la o poezie mai cerebrală. A teoretizat alături de alți poeți membri ai cercului literal de la Sibiu, în special Radu Stanca, estetica baladei în poezie, în timpul studenției. A teoretizat alături de alți poeți membri ai cercului literar de la Sibiu, în special Radu Stanca, estetica baladei în poezie, da? Radu Stanca, dacă îți plac baladele, este un mare baladist și despre el trebuie să citim, dar și are, de exemplu, piese de teatru, Dona Juana, ceva, dar are Secera de Aur. Am auzit-o la România Cultural într-o noapte și m-a impresionat. Este o poveste care el a scris-o, Radu Stanca a scris-o în anii 50, ani în care România era greu, an grei. Și pentru el a fost greu, că... Și a scris o piesă de teatru sublimă, care se numește Secera de Aur, adică The Gold Sickle. Ce se întâmplă? Se petrece într-o vreme arhaică, când se descoperă aur. Și este... Urmează secerișul în sat și fiecare secerător avea o logotnică, cea de genos. Și seamănă un pic cu Euripide, adică au și pasiuni, sunt foarte nobile, ale sunt foarte răi. Și fiecare, iar cel care seceră cel mai mult, asta se întâmplă, asta am văzut și la tine în sat, obiceiul ăla cu pâinea, de bobotează, sau când vă băgați în râu și alergați, mâncați pâinea și să nu vă prindă. No. Deci cel care seceră cel mai mult, cel mai repede, până termină, nu? Era poate o întrecere pe aici, cine știe câte ori. Fișul și Radu Stanca ăla. El stătea lângă statuia lui Mihai Viteazu din Cluj, lângă Cinema Republica, acum cred că zicea în altă. Cineva Florin Piersic, nu știu. No, și ce vreau să spun? E că el, eroul, eroi și anti-eroi, el eroul, îi spune seara iubitei sale, pentru că cea care urma cult al Demetrei, și asta a fost scris în anii 50 cu Stalin, Hrușov, Dej, Anna Paucher, Teohari, toți ăia, Boris Gumber, zice tânărul, nu te speria că tu vei fi încununată cu grâne. Pentru că când se secera, se luau spicele, se luau acele spice cu grâne mari de ce-o fi fost și se încununa fata. Iar la noi mai era obiceiul care e și la celți, în Scoția, așa, să încununeze, ei medalează boi, știi, ești animal. Deci crește animal. Și în Lake District se crește. Am o carte. 400 de ani de păstorit în Lake District. De 96. Și ce vreau să spun? E că mă refer chiar păstorit ciobănit.
el zice, eu am făcut o seceră de aur care taie mult mai bine spicele de piu. Așa că voi termina mai repede și pot să te încunun alasa mea mireasă. Dar din păcate un alt trage cu urechea, spune, vezi, asta are o seceră de aur. Deci ideea era ca și cum că nu că s-a dopat, ci că s-a organizat. Și trebuie să-i fur secera de aur, că nu pot să pierd. Tu, iubita mea, tu trebuie să fii încununat. No, și vezi aici lupta între rău și bine, știi? Adică în loc ca acel tânăr să fie celebrat ca un erou civilizator, este privit ca un... știi? Și ar putut să zică, am auzit că ai o seci, dacă era coleg, știi, dacă era țăran. Am auzit că ai o seci de aur, mă, dă și mie una să văd dacă te ține atunci. Nu? Așa era atitudinea satului. Cred că și atunci. Dar a lumii lui Radu Stanca, urbane, fie în România, așa a zis urbane. Au avut și noi urbanitatea noastră, dar noi suntem mai mult spre comune rurale, tot să o dăm mai spre. Totdeauna pe weekenduri merem să plecăm menta sau să mâncăm burgers la KFC. Deci, Ștefan Augustin Dăneraș a reușit să debuteze în poezie abia în 1964 cu volumul Cartea Mareelor, cuprinzând poeme preluate dintr-un volum mai vechi, rămas nepublicat. Alfabet poetic, dar și versuri de altă dată recentă, marcate de concesii făcute de ideologii oficiale care reprezintă însă o excepție în creația sa. Volumul a marcat tranziția poeziei sale de la baladă la poezie mai cerebrală. A teoretizat alături de alți poeți membri de cercul literar de la Sibiu, în special Radu Stanca, estetica baladei în poezie. În timpul studenției curgeano-sibiene, din anii războiului, a fost unul dintre membrii de seamă ai cercului literar de la Sibiu și a semnat chiar manifestul acestuia, care a apărut în ziarul Viața în 1942. Nu era chiar un manifest, era un prim număr al unei reviste care nu a mai apărut, cum am eu Cry Freedom și Hyperpyro, cam acea revistă în diferite variante. Opera Omnia. Alte volume publicate. Omul cu compas. 166. Seminția lui Laocoon. Seminția lui Laocoon. 167. Papirus. 1974. Abia în 1978 reușește să-și publice volumul Alfabet Poetic. A distrus toată viața. Mai publică Hesperia, 1979.
Hesperia, când te-ai născut tu. Grădina Hesperidelor. Merle de aur din grădina Hesperidelor, nu? Dacă. Adică pomodorii, roșiile, tomatele. Eu așa cred. Și foamea de 1, 1987, înainte de anul de răscruce, 1989, interiorul unui poem, și psalmii sunt câteva dintre semnele poetice pe care ne-a trimis în anii din urmă. Ștefan Augustin Donaș este și autorul unor cărți de eseuri și reflexii pe marginea poeziei românești și a poeziei în general. Lampa lui Aladin, 70, Poezie și modă poetică, 72, Orfeu și tentația realului, 74, Lectura poeziei, 80. Și mai cunoscut poema său, apreciat ca unul cel mai frumos scrisă dată în limba română, este Mistrețul cu colț de argint. Activitatea sa literară acoperă toate genurile, meritele sale culturale și literare, a fost recunoscută din plin, poetul devenind academician în anul 1992. Eu zic că mai important decât să citim poemul cu colț de argint, hai să citim bibliografia. Poezie. Cartea Mareelor. De fapt, e prima, ar fi alfabet poetic, care trebuia să apară, dar n-a mai lăsat-o regimul. Cartea Mareelor, 165. Omul Compasul, 166. Sămânța Seminția lui Laocoon, 166. Ipostase, 167. Alter Ego, 1970. Ce mi s-a întâmplat cu două cuvinte? 1972. Papirus, 1974. Anotimpul discret, 1975. Hesperia, 1979. Unele s-au fost și reeditate. Asta a fost apărut la Cartea Românească în 1979 și a fost editat tot la Cartea Românească în 83. Vânătoare cu șoim, 185, interiorul unui poem, 190, arie și ecou, 191, lamentații, 193, aventurile lui Proteu, 195, Alexandru refuzând apa, poetul și marea. Tu vezi câtă suferință au avut acești mari oameni când au fost acuzați, eu că am ascultat acum o noapte pe săracul Păunescu, vorbea cu Popescu, ăla, Tudor Popescu, că era acuzat de a fi turnător și trebuie să... Deci dacă stai lângă Dumnezeu, n-ai treabă de din astea, că asta și ideea Bibliei, nu? Dar poți să ai treabă să zică, bă, dar tu de ce citești atâta pe echinoxiști ăștia? Ce e? Ești echinoxist? Ia, hai să te mai plimbăm un pic cu ambulanța. Cât e, că, cum mi-a spus cineva, dar de ce faci videoclip? Păi ce să stau? Asta se numește părtășie baptistă, evanghelică, de la Martin Luther citire, că noi suntem într-un nou veac întunecat acum. Astea sunt palimpsestele. Critică literară și eseistică, Lampa lui Diogene. Lampa lui Diogene, știi ce semnifică? Diogene, care a fost contemporan cu Socrate, din câte știu, a luat o lampă, o aprins-o, a început să umble prin Atena. Da. Și oamenii întrebau, bă, Diogene, de ce umbli cu lampa aprinsă
pe stradă când e soarele pe cer. Păi nu știu că nu văd pe nimeni. Eu caut un om și nu găsesc. De-aia mi-am luat lampa cu mine ca să-l găsesc. Eu caut un om. Nu văd niciun om. Nu. Și mergea în agora, știi? Poezie și modă poetică. 172. Orfeu și tentația realului. 174. Lectura poeziei. 180. Măștile adevărului poetic. 192. Poeți români. 199. Literatură pentru copii. Povești cum altele nu. 74. Povestea celor 10 frați. 76. Aici, în țara Hațigului, e o vorbă care tata a cules-o și a băgat-o în cartea lui, că în casa cu 10 frați sau 8 sau 9 sau 7, să nu bagi mâna pe fereastră că o scoți tăiată. Teatru Brutus și fiii săi tragedie. Proză T de la Trezor 2000. Editura Fundația Culturală secolul 21. Antologii. Versuri 72. Versuri 73. Alfabet poetic 78. Locuiesc într-o inimă. Sunt de frumos 78. Foamea de 1. Născut în Utopia. A tradus în franceză, germană, engleză, italiană, spaniolă, macedoneană, serbă, slovenă, bulgară, maghiară. Geboren in Utopia, ediție bilingvă română-germană, traducere de Cristian Vyshenk. Dionysos Verlag, 1996. Prezent și antologia germană, Steflicht, eine Auswahl, Zeit, Genossischer, Romanischer Lyrik in Deutsche Übertragen von Christian Schenk. Dionysos Verlag, Casteldaun, 1994. Traducere. A traduce mari poezii a lumii, începând cu Faust de Goethe și continuând cu, corect, Faustul lui Goethe, că sunt mai mulți Faust. Și continuând cu poemele lui Hölderlin, Stefan Mallarmé, Gottfried Benn și Paul Valéry. Mai tradus din Giovanni Papini. Îți recomand să citești Giovanni Papini, un om sfârșit. Și Amurgul idolilor, cea de genul. Gerhard Hauptmann, Jorge Guillén, Ruben Dario, să l-am citit și eu. Cât am citit. Gottfried Benn, Wolf Ackerburg, Martin Buber. Asta este un filozof evreu, unul din puținii filozofi evrei, care are o carte Ich und Du, Eu și Tu. Boris Lavrenyov și ea. Controverse. Scriitorul Ion Caraion a făcut pușcărie politică între 1950-1955 în urma unui denunț al lui Ștefan Augustin Doinaș, apoi din nou între 1958-1964. Dar mă îndoiesc că Ion Caraion era de eminența lui Doinaș. Caraion a fost ăla care a luat primul manuscris de muncit ăla ca orbul la el, Cheliosul Steinhardt, și l-a dat la securitate. În anii 70, când nu mai era atâta persecuție. Acum nu la intelectual. Acum dacă te chema Goma sau mai știu eu.
Scriitorul Ion Omescu a făcut pușcărie pentru scrierea de literatură și dumneavoastră regimului și popularizarea acestuia ca urmare a denunțului lui Ștefan Augustin Doinaș. Citat. Până la urmă s-a găsit însă un martor al acuzării, închis și el pe acea vreme, deci mai ușor de convins, care cu ochii răzați în jos de rușine, a mărturisit în fața instanței. Celălalt tribunal militar se pare de a fi citit chiar la invitația autorului câte ceva din acele piese. Era Ștefan Augustin Doinaș. Această depoziție a fost suficientă pentru a-l trimite pe Toledan din nou la pușcărie. Castele în Spania. Petre Srim intra Humanitas 1964-1961. Eu habar n-am cine e acest Omescu. Ion Omescu a fost un poet, eseist, scriitor și om de teatru român, emigrat în Franța. Vorbea excelent franceza, engleză și germană. Bine, bă, frate, eu vă zic, voi și în iad să vă dați în cap cu rangă. Pe bune zic acum. Deci, înțelegeți, bă, într-un fel se comportă omul când e lăsat liber, și în altfel se comportă omul bătut, înfometat, ținut în frig, în castele din România. Nu trebuie să vă acum să... Că și Doinaș. Acum că o delatat, că nu o delatat, eu zic că toți s-au delatat unii cu alții. Dar alta e problema. Atit, uite. Stai că spun. O puțin. No, nu mai știu acum ce lumină am avut. Dar serios că au fost niște oameni onești, în primul rând Doinaș, care nu. Același timp, el a fost un om care s-a supus. Un om care a fost creștin înaintea lui, sau cum, Steinhardt, nu? Fiind român. Și alegându-și pseudonimul Augustin. Și Ștefan și Augustin. Și doi. Deci, ce vreau să zic cu asta? El era un om bătut fiecare zi, pălmuit, jignit, înfometat, ținut în frig, ținut în curtea interioară, poate trebuia să facă ceva, trebuia să deșerte oala cu căcat, înțelegi? Au fost lucruri care, dacă nu înțelegi că cum au tipărit romanul cel mai abilit de pământeni în 3 volume, imediat a fost scos de pe piață și autorul a omorât, mă. Cu ăla nu-l mai discutat și cum îi Doinaș la poezie, așa e Predă la proză, mă. Cât o să fie România, Românie, Moromeții 1 o să fie didascalie. Înțelegi?
Nu te joci, mă, cu Marin Preda. Deși Marin Preda, săracul, și el tot era tot comunist. Deci, el a scris un roman realist socialist. A zis, bă, uite, bă, uite ce am putut să facem noi cu Țuțea, cu... Și cu Caraion, că se spune că Victor Petrilli e o combinație de Caraion, care un om fost foarte deștept, dar nu etic. I-l-a dat manuscrisul la Securitate, manuscrisul al Fericirii, al lui Steinhardt, în anii 70. Și atunci ăsta l-a mai scris odată și l-a mai extins. I-a luat alți ani. Poate asta a contribuit un motiv să, dacă de atunci să des-o călugărit, o zis, bă, decât să stau cu ăștia. Dar și Caraion a fost un mare poet. Într-un fel, iertarea înseamnă mult. Dacă chiar azi am citit în carte de rugăciuni, să n-apună soarele peste mânia voastră. Înțelegi? Că cât despre aceste așa zise turnătorii, părerea mea îi că dacă un om nu-l făcea datoria civică în statul de atunci, iar altul s-a apucat să înjure pe toți, până la urmă se făcea război civil. Atunci ce făceam? Mai venea odată Armata Roșie pe noi. Deci acum să zici turnător, mai bine mort decât securi. Astea sunt niște chestii care, bă, dacă așa crezi, fă ce vrei. Ce să zic? Numai ce vrei faci. Deci, ce văd eu la... Deci, una sunt poeziile, alta sunt relația cu mediul comunist. În același timp, în anii ăia, cei mai mulți oameni nu credeau că mai este Dumnezeu sau că... Bineînțeles, creștinii știau că vine Iisus după Anticrist, dar oaia erau fericiți, erau drugă la cap și alții erau drugă la coaie. Deci, vreau să zic că poate gestul soției lui sale, lui soției lui Ștefan Augustin Dănaș, să moară imediat după soțul ei, a fost și cele somnifere, a fost un gest, cum să zic, de a explica toată suferința lui Ștefan Augustin Dăinaș, și ziceau Felix. Și era una din porecările lui. Lui Ide Sârbu ziceau Gari. Gari Sârbu. Deci vreau să zic că și Ștefan Augustin Dăinaș într-un fel a fost mentorul tatălui meu. Și tatăl meu a fost mentorul domnului Arteleanu și al meu în poezie și nu numai în poezie, în roman. Că tata, da. Dar cât despre scris, așa mai practic, domnului Ignata. Dar vreau să spun că domnul Radu Ignata, profesorul de engleză, ce vreau să spun? Că nu poți acum, mă, că ce, el te-a bătut la curmă. Dacă tot vreți să vă supărați, și ăștia sunt niște turnători de acum, că și noi acum, și am observat încă din deceniul trecut, am observat foarte bine că suntem iar în anii 50. Deci, acum feuda continuă că tu m-ai spus. Și după aia, peste alți ani, tu m-ai spus, să mai zic, partea opusă. Și toți așa și până o să devenim un popor de nimic. Înțelegi? Un absolut nimic. Un zero. Deci,
Eu mă îndoiesc ca Ion Omescu și Ion Caraion ei să nu fi făcut, pentru că sistemul comunist era fals și prin faptul că era fals trebuia să se impună cu putere. E exact o lecție pe care am învățat-o eu la Biserica Baptistă. Ăla nici a scris voința de putere. Omul, și asta zice cumva și John Ornberg, parcă sau altul, zice că omul îndată ce te fosilizezi, ce te întărești, slăbești. Sau uite, de exemplu, dacă te-a pus să tragi de fiare sau așa, îți cresc mușchii, dar creierul nu mai este la fel de irigat cu sânge ca și cum dacă ai fi om normal. Deci, ești mai slab. Ești mai tare, dar ești mai slab. Apoi, mai este un alt aspect. În viața asta care e atât ea cum ea, dacă alegi, bă, o iau un bot, o iau un bot. Poate înveți greu lecția asta, adică mai multe etape, mai multe locuri. Dar o înveți. Și atunci chiar poți o iei, știi? Dar zici, domnule, eu nu vreau să fiu... adică eu vreau să fiu puternic la principiile care mi le dă Dumnezeu, și nu să fiu puternic, cum zice lumea, că să-i dai în cap, să faci ce. Și atunci, o iei mult, cum ciuptași din gură și gata. Dacă îți mai dă, îți mai dă. Dacă nu îți mai dă, ai scăpat. Mai mult ce să zic. Înțelegi? Și vreau să zic acea chestie. Să zicem că plantăm un secvoia. Secvoia. Ăla care se face de tai în el și trece trenul. Nu. Ce vreau să spun? Când dă lăstarul, poți să-l îndoi, poți să-l legi, să te dezlegi. E ca firul de urzică, să zic, ce mai fi. Atunci e puternic. Când ca și calul, ca și bou, ca și măgarul, ca și catârul, până la urmă tot ascultă de om. Cum ascultă omul de Dumnezeu. Dar când deja devine dita mai gorunul de la țebea cu beton, ce putere mai are? Ce? Bineînțeles, are putere simbolică. Pentru oamenii de acolo, deci pentru noi, dar și eu am fost acolo. Dar vreau să zic că nu se mai compară cu acel vlăstar. No, bun, hai să vedem ce mai avem aici la domnul Doinaș. Și știi cum e și cu turnatul ăsta. Torni ca să supraviețuiești, măcar fi metafizic, sau pentru o bucată de stănină în plus, pentru un rânjet în plus, sau cum era Vadim, săracul, că nu putea să țină niciun secret, era turnător profesionist. Pe când eu cred că omul ăsta, Doinaș, era un om rezervat și care... își vedea de treabă, cum zice și Petrini. No. În același timp, eu, ca în capacitatea mea de sexton, sextonul se ocupă cam de toți morții. Preotul nu. Eu zic că, bă, care sunteți? Aici să ne vedem.
religia, dacă ne dă, nu. Nu, uite, limba română, limba germană, eu vă zic, care sunteți tineri, cu cea eu Sisava, că tinerimea să știți. Eu vă zic, băgați-vă așa, fie că sunteți un grup, sau că sunteți doi, sau sunteți unul, sau cât sunteți, în Sibiu, bisericile Sibiului, și rugați-vă pentru acest biet, sărman copil de la țară, cu talent și muncă, și profesor de țară, cu cenat, pentru soția lui sărmană. Poate săraca, am zis, noi acum ce mai fac? Copiii n-aveau, ea fiind balerină, și Dumnezeu știe. Interesant că tot cam pe atunci a murit și săracul Nichel. Deci se cam murea în România acea dată. Tot mai târziu avea să moară Roxana, mamă-sa, iar în 2003 să moară Schinu, prietenul lui cu Charlie. Dacă înțeleg bine, în 2005 să moară Roxandra, Filip. Deci, și-a mai fost un băiat care și el, nu știu acum exact anul, dar tot cam pe atunci. Na bun. Președinții Uniunii Scriitorilor din România. Uite, vezi și corespondența cu traducătorul Mihail Nemes, corespondența cu scriitorul Cristian Vâșenc, ăsta aș vrea să ți-l prezint cu altă ocazie, el este mai tânăr. Uite, citesc numai prima parte. Cristian Vâșenc este doctor, născut 11 noiembrie 1951 în orașul Stalin, în România. Este un medic chirurg, poet, eseist, editor, traducător, bilingv, român, german, maghiar și doctor în filologie. Este membru al Uniunii Scriitorilor din România și Germania, membru al Uniunii Mondiale a Medicilor Scriitori, director Etudii Dionisos, pe care a înființat-o în anul 1986 în orașul Dortmund, din 1988 în orașul Castellaun, din 2009 până în prezent în Bopart, pe Rin, Renania, Palatinat, Germania. Dar el mai vine periodic în țară. No. Deci a fost prieten cu domnul Schenk. Sexumanische Dichter, Ausgeswald und Überzeit von Christian Huschenk, Anna Brandiana, Ion Caraion, Stefan Augustin Drenaș, Marin Mincu, Emil Manu, Marin Sorescu, Dionisos Bohpart. Uite aici, Președința Uniunii Scriitorilor din România, Societatea Scriitorilor Români, asta înainte de comuniști. Cincinat Pavelescu, Mihai Sadoveanu, Emil Găleanu, Mihail Dragomirescu, George Diamandi, Duilu Zanfirescu, Corneliu Moldovanu, Octavian Goga, Liviu Rebreanu, Neme Condiescu, Nei Hărescu, Victor Eftimiu, apoi că s-a înființat USR-ul, un scriitor din România, Mihai Sadoveanu, Mihai Beniuc, Demosthene Botez, Zaharia Stancu, Virgil Teodorescu, George Macovescu, Dumitru Radu Popescu, SDR-ul, Dumitru Radu Popescu, el trăiește și acum, Tudor Arghezi, Victor Eftimiu, Mircea Dinescu, tu stai seama, Stefan Augustin Doinaș,
Laurențiu Urici, Eugen Uricaru, Nicolae Manulescu. Da. Da, Nicolae Manulescu încă îi președintele USR, dar nu e al Academiei. Al Academiei îi e Ion Pop. No, bun, uite, pentru domnișoare. O iubire așa de mare ucide. Nu ne ajunge. Nu ne dă text. No, bun, hai să ajungem iar la absolvenții UBB. Ion Țițac, născut 1953, profesor de mate și info. Gheorghe Fruindă, 51, politician, nu. Ioan Ghiri Pascu, 61-2016, politician și actor. Nu punem pe... pe Ioan Ghiri Pascu. Punem tot pe tovarășul Gincou. Începi ziua cu mine liniștită, te concentrezi, te conectezi. Poți depăși stresul cotidian, păstrezi câmpii pe toate bucura mai multă. It is 21 minutes before or 8 o'clock now, next night, 2-9. Jim Cole in the studio with us. You're still here? I am. Way too early to be seen. I don't know. You can handle this. Could you give me a little strum? Okay. Now, this is sounding. This is good. This is good. You can do an old song for us. This is an old tune. It's a, well, it's about 12 years old, but that's like 72.5 years in song life. It sounds like in its 90 dog years, too. It so. Is. It is. Yeah. What's the name of the song? It's called He Is the One. There is a story I heard long ago, passed on to me, and I long to share it with you, about a king who left his riches, I'm told, to live as a common man. Oh, that's how it all began. Born in a manger called a carpenter's son, look in his eyes, you can see he's the light of the world. No one else could do the works that he's done to reconcile God and man. Oh, this must be the Lamb. He is the one who can speak to the sky, and the winds and seas obey. He is the one who has taken our sins away. Oh, that's how much, yeah, that's how much that he loves us. On a hill near the edge of the town, forsaken by all, there he was crucified. This king was wearing my thorns for a crown, that I might be justified. No. Emi, eu zic pomeni cu mai departe. Deci,
Ioan Gâri Pascu, 1961-2016, Edward Helving, 1974, director, Emil Hurejeanu, 1955-1955, Sandor Cagnadi, 1929, poet. Ma să vedem ce o scris din asta. Așezări sătești cu biserici fortificate din Transilvania. There we go. Jim Cole, live music this morning on Mix 92.9. Petrecerea timpului, jurnal politic românesc, 1906-1905. State Fleet, Arne Oswald, Zee, Knox, Zee, Marshall, Bill. Lumina Piedișa. Dacă e strada Piedișa acum. Antologie Bineva, cuvânt 800 de autor român, traducerea lui Cristian Vișencă. Nu a făcut. Îți dai seama, bă? Ce om? Domnul Șenc. Bun. Poetul ăsta maghiar, o să vedem ce e. Murit în 2018. Sandor Cagnadi, născut 10 mai 1929, la Porumbițeni, Harghita, România, decedat 20 iunie 2018 la Budapesta, Ungaria, a fost un poet secuiesc din Ardeal, membru fondator al Bibliotecii Virtuale Gratuite Academiei Literare Digitale Ungare, una din figurile cele mai marcante ale poeziei maghiare contemporane. S-a preocupat de aspectele minorității maghiare din Ardeal. Biografia. Nu există. Opere literare avem, dar sunt titluri maghiare. Limba vorbită, limba maghiară, a absolvit Universitatea Bogoliai, se numea atunci, din Cluj, sau Universitatea Babes Bogoliai, în fine, se zice două. Deci el se socotește la studiul de limba, studiul în Urești, știi? Care este o mare, știi că este o mare cultură ungurească, Cluj. Cluj este un oraș unguresc. Ca să zic, dacă înțelegi ce zic, suntem noi ungureni, nu? 1954. Hai să vedem ce zice omul ăsta aici. Deci în 55 până în 2002 are volume de versuri. Virag zic a Xerexnieva 55 Siralita 1957. Asta cred că înseamnă nu da Siralita Dansul Domnilor. Cici Legni Nagitarishnia 1961 Harmat Acilago 1964 Fenes Nap Neari Nap 1964 Harom Barani 1965 Kika Solodas 1966 Fugo Leges Lovac, 1968. Fabol Vascaricat, Megita Ketsemenies, Tragedia Simuvet, 1969. Fatul Faic, 1970. Abanatos Kiralin, Abanatos Kiralin, Lani cu
72. Surculit, 79. Farca suo furulia, 79. Tavași tarisia, 82. Madaramarastalo, 86. Cuculio calendarium, 88. Soreni es cuponia, 89. Valachi jar a Fakhegen, 97. Xipe bocor az alconiat ban muforda țoc, 99. Și felemas os versec 2002. Vorba de povești, fabul bat. Dar vezi că românii nu-și bea bat capul să-l traducă în mână. Vascarica, 69. Kenemadar, 80. Medic R.A. Rigofuti, 25. Vragon Vet Vites, 2002. Laga tot Egerke, 2011. Distinții. Ordinul Național Steaua României în grad de cavaler, 1 decembrie 2000. Pentru realizări artistice remarcabile, pentru promovarea culturii. It is 21 minutes before 8 o'clock now, Mix 92.9. Jim Cole in the studio with us. You still here? I am. Too early to be singing. No, you can handle this. Give me a little strum. Okay. Right, this is sounding. This is good. This is good. Me. You. You can do an old song for us. This is an old tune. It's it's about 12 years old, but that's like 72.5 years in song life. It's also like in its 90 dog years, too. It is. Yeah. What's the name of the song? It's called He Is the One. There is a story I heard long ago, passed on to me, and I long to share it with you, about a king who left his riches, I'm told, to live as a common man. Oh, that's how it all began. Born in a manger called a carpenter's son, look in his eyes, you can see he's the light of the world. No one else could do the works that he's done to reconcile God and man. Oh, this must be the bell. He's the one who can speak to the sky, and the winds and seas obey. He's the one who has taken our sins away. Oh, that's how much, yeah, that's how much that he loves us. Upon a hill near the edge of the town, forsaken by all, there he was crucified. This king was wearing my thorns for a crown.
that I might be justified. Oh, that's why my Savior died. He is the one who can speak to the sky, and the winds and seas obey. He is the one who has taken our sins away. Oh, that's how much, yeah, that's how much that he loves us. There is a story I heard long ago, passed on to me. I long to share it. Camera rombica. Very good. Jim Cole, live music this morning on Mix 92.9. Cu asta o să dau gata pe tata. Bine. Hai cu asta. O să dau gata pe tata. Mă să vezi ce scriu aici. Mă uitea să mă fac inginer. Dacă nu era moșul, nu cânta cocos. Hai să trăiești ba de șandori. Că le zici bine. N-am înțeles nimic. Ceva. Hai să te postăm. Vezi cum de nu m-am gândit. Ia vă uitat. Ai fi scris ceva.
is 21 minutes before, okay. Before 8 o'clock now. Okay, tell you how to continue my depart. Still here? I am. Wait for early to see. No, you can handle this. Could give me a little strong. Wait there. Okay. This is some. This is good. This is good. Una din figurile cele mai marcante ale poeziei maghiare contemporane. S-a preocupat de aspecte ale vieții minorității maghiare din Ardeal. Asta e unul ca lumea mea. What's the name of the song? It's called He is the One. Un foarte ca lumea. Deci, Cania de Shandor. E ceva Ken de filmă. About a king who left his riches, I'm told, to live as a common man. Bun, mai departe. Oh, that's how it all Ioan... Hunor Kelemen. Născut 1964, ministru al culturii și președinte de MR. Hai să vedem și asta. No one else could do the works that he's done to reconcile God and man. Uite, vezi, ești religie, Biserica Catolică, Biserica Reformată din România, ocupație politician, scriitor, veterinar, poet. He's the one who can speak to the sky and the winds and seas obey. Bă, dacă tot ești poet, ia să te înhățăm. Dar eu chiar nu înțeleg ce l-a cu buzduganul ăla, domnule. No, I chose cărți publicate. Uite, vezi aici, văd ceva foarte interesant în mine. Că ei nu dau și traducerea cărții. Uite, au publicat 3 cărți. Prima este un volum de poezii, este specificat, volum de poezii. A Sighet Lako. Lako Sighet Lako. A Sighet Lako. La lacul Sighetului. Jim Cole, live music this morning on Mix 92.9. Deci, Sighet Lako ar însemna un lac și Sighet, cum ar veni, cum să zic, un lac scufundat, care nu are gâlme, zic eu. Deci nu e ca un baraj care, ci un lac adânc în pământ. Vom de poezie, la Palace Academia, dar probabil lacul se numește chiar Balaton sau poate alt lac. Apoi Amadar Ijestoc Halala, roman, Editoramento, 1999. Apoi Minus Evec, volum de poezie, editura Criterion, 95. Deci, Minus Evec. Nu știu. Minus Evec. Timp friguros, poate. Sub minus grade, nu știu. Premii și distincții. Premiul Litera Budapesta.
Noi avem editura literară, a descos Cinciu și Aer cu Diamante și ei au premiul. Premiul unui scriitorilor, probabil din România, 196. Ordinul Crucea Roșie a Republicii, Ordinul Crucea Mijlocie a Republicii Ungare, 2008, Ordinul Național Steaua României în grad de comandor, 1 decembrie 2000, pentru realizări artistice remarcabile și pentru promovarea culturii de Ziua Națională a României. Da, bun. Acum, ce să zic? Domnule, eu cred că e o politică normală, știi? Că tu, ca minoritate etnică, primul rând trebuie să-ți aperi interesele, pentru că dacă tu nu ți le aperi, cine să ți le aperi? Nu? Papa câte minorități are în tot pământul? Da, Dumnezeu, cât e cosmosul ăsta. Deci, nu asta ar fi o problemă. Ar fi bine să facem și noi așa, unde suntem noi minoritari. Nu mă refer pe teritoriul României Republicii, ci la sud de Dunăre, în Banatul Sârbesc, Voivodina, Timoc, de acolo de unde îi Adam Puslovici, zona macedo-românilor, istor-românilor, a românilor, chiar și în Constantinopol, în cartierul Vlahel, nu? Că avem acatistul cu Sfântul Acoperământ, s-a arătat acum vreo 1000 de ani, Maica Domnului. Deci, în Vlaherne înseamnă cartierul românesc din Constantinopol. Deci, chestia asta să impuți unui om sau unui partid minoritar că ei se străduiesc. Uite, să nu uităm ce-au pățit evrei, nu? Deci, trebuie să plece de-a ta plâns. Sau țiganii la fel, da? Ei... No, știi cum e? Țiganul are inimă bună și... Unde să se ducă? Ce să mai facă? Deci asta vreau să zic că... Uite, în 2014 și-a depus candidatura pentru alegeri prezidențiale în 2 noiembrie. Ocupă prima poziție pe buletinul de vot. Conform rezultatelor finale ale alegerilor pentru președinția României, candidatul Hunor, așa cheamă, Kelemen, a obținut în primul tur de scrutin, organizat în ziua de duminică, 2 noiembrie 2014, număr de 329,27 voturi din un total de 9,23,232, timpul locul 8 din 14, cumulând circa 3,47 toate voturile exprimate și validate. Eu am ceva să spun. În 2014, aici nu este vorba de UDMR sau de maghiari sau de tătari, sau, nu. Este vorba despre cu totul și cu totul altceva. Eu știu pentru mine, eu nu sunt președinte, nici măcar peste mine nu sunt. Dar știu ce viață am avut după 2013 și 2014 și mai departe. Până anul trecut și mi-a spus să nu ceri. Deci m-a dat jos afară de la masă. Deci, sunt niște lucruri. Deci, ce încerc eu să zic? Pentru că vreau să fiu și poet. Nu numai dumneavoastră să zic, dar e un lucru care devine un lucru real și poeții nu se ocupă cu realitate. Deci, putea să iasă oricine. Nu știu, dacă mai trăia Vadim, putea să iasă Vadim. Putea să iasă oricine. Putea să iasă un liberal, un conservator, un minoritar. Nu asta vreau să zic, dar ce cruce l-aștepta
ce cruci, mai bine zis. Cum zic americanii, documentarele religioase, pocăiești, crossroads. Ce cruci, asta vreau să zic, dacă am ceva de zis, în for, odată. Totdeauna, dacă hotărăști împreună cu poporul tău, așa că să zic așa, dacă vrei să faci un asemenea gest, să candidezi, trebuie să te gândești la vremurile care vor urma. Asta, într-un sens, planurile cincinale nu erau ceva neapărat rău. Bine, acum să-ți probabil că faci aia și aia și aia și pe aia să stai să te saturi, să nu mai faci nimic, asta e altceva. Dar să te gândești, stai puțin. Eu pe cât am mandat-o? Pe 4 sau 5 ani, în fine. Nu știu exact, cred că pe 5 ani. Deci, să te gândești ce se poate întâmpla în Orientul apropiat, ce se poate întâmpla în Franța, ce se poate întâmpla în Africa, ce se poate întâmpla în Germania, în Ungaria, în țările din Nord, în India, Rusia, China, Statele Unite ale Americii, Canada, totul în Brazilia. Deci trebuie să fii pregătit, nu în sensul ăla că să fii cu degetul pe trăgaț, nu, dar să fii pregătit că, uite, exact ce a fost cu bunul nostru președinte Iohannis, care s-a dorat. Când efectiv a fost atunci în America, noi toți știm, eu am văzut înregistrarea. Și erau acolo, vorbeau americanilor, cine mai era acolo, ceva român, pare. Și zicea președintele Trump, să nu uităm, prin ce-a trecut, zicea, domnule, că ce, că nu știu ce, că nu știu cum, că nu știu ce. Dita mai Trump, dita mai SUA, imperiu, novum imperiu. Și domnul Iohannis, total așa, politician, the politician, cum se zice, politician, foarte politicește, i-a zis, că nu, această afirmație nu este adevărată. Și efectiv l-a pus în încurcătură pe domnul Trump, pe el acasă. Deci nu contează la noi și pe de altă parte, la noi, la poporul român, adică la poporul român. Noi, ce poporul român? Poporul român e poporul roman. Panonia e tot romană. Sau alte locuri. Dar vreau să zic, n-ar trebui să conteze că-i ungur, că-i țigan, german sau străin sau rus sau orice ar fi, sau că e imigranț. Ideea e că să aibă acea noțiune de prevedere că se poate întâmpla orice în ziua de azi și un alt aspect să fie ce a zis domnul Varujan Vosganian. A zis că l-au rugat armenii lui, l-au rugat domnul Varujan Vosganian, uite cum călătoriți. Mai vorbim și pentru noi. Și asta mi-am amintesc, asta a fost de pe vreme. Și a zis, nu. Și asta au zis într-un interviu. Eu nu pot să fac asta. Eu în România reprezint poporul armean. Dar în afara României reprezint poporul român. No, asta o vorbă armenească foarte înțeleaptă. Fiecare popor așa are înțelepciunea lui cu care contribuie la... No, să nu uităm că romanii, Roma, scrie în Biblie de ei, au fost profețiți sau existau și au fost și profețiți, cred eu, și
după aceea, în fine. Deci, e ceva de viitor. Și, bineînțeles, un gest din ăsta permanent să fii la conducere, nu e ceva rău, dar un alt aspect. Domnule, dumneata, poetul dinainte, încercați, domnule, traduceți în engleză sau în franceză sau în altă limbă, ce știm și noi, sau în română, titlu, să înțelegem. Bă, m-ar interesa asta, ca să știu că dacă nu, bă, intru pe Cărturești, dau câteva clicuri și vine cartea acasă. Și un alt aspect, tăduiți-vă să promovați cultura maghiară în cultura maghiară din Ungaria Mică, din Ardeal, din de la, cum le zice, mă, Ceangâi, de unde mai îi, și ca să, și cel mai bun fel de a face prin poezie, prin carte, carte bilingvă, chiar dacă poate nu o citește acum, poate nu o citește o generație, dar după aceea găsește altă generație, după aceea să facă căsătorii mixte, să face ceva și până la urmă știi cum e, un lucru, eu am observat, că am avut prieteni, nu te ții nici de unii, nici de alții, sau te ții și de unii și de alții, că-s părinții tăi. Deci asta vreau să zic, ar fi o investiție foarte mare. Acum, bineînțeles, avem cărți cu comunismul, să zic așa, sau poate și mai vechi, Sandor Petofi, Audiente, alți poeți, bine. Apoi a apărut antologia poeziei maghiare. Criteriul nu scotea tineri poeți maghiari în România. Dar ideea e că ziua de azi și în același timp puteți să faceți niște pagini de internet pentru că tineret, dacă nu distruge monitorul ochii, și să faceți niște pagini interactive. Nu e mare lucru să scrii o poezie pentru copii în maghiară și copilul să fie ca un fel de joc preamărului, dar nu ca să scrie, ci ca să citească sau ca să traducă, dar să fie bine făcut acel program. Să traducă în românește acea poezie care a scris un Kelemen Humor sau domnul Sandor Kandia și toate astea. Deci, în ziua de azi este o epocă a promovării. Și cam așa vorbea și maică-l, tipul sintetiza epocile. Și cu asemenea, niște eforturi, ce eforturi? Luați niște negri din ăștia, niște hackeri din ăștia, niște oameni care n-au niciun viitor, maghiari, și zice, din Ardeal, din Ungaria, bă, boss, stai că îți dăm de lucru, că tu știi calculator, știi, da, știu calculator, tot. Nu, uite. Și îl puneți în colaborare cu o fată, cu un băiat, cu un bătrân, un poet, sau sunt cărți, gata, tipărite. Nu, fă partea tehnică. Îl plătiți și după aia să vedeți cât veți câștiga din această investiție poetică. Nu mai este muzica, teatru maghiar, ceva deosebit. Eu am fost la teatru maghiar, dar n-am putut să intru, nu știu de ce. Nu se dădeau căști, am fost cu un coleg și asta a fost, dar... Să spun,
să vă spun, a jucat în Mantau, a jucat actorul, cum îl cheamă, frate? Nu mai știu. El era mai mult. Nu, și este maghiarul, să zic așa, maghiarul are o mare sensibilitate și asta o zic și eu după atâția alții, către muzică, teatru, poezie, e ceva foarte sensibil, foarte, foarte frumos. Nu? Și, deci eu, părerea mea de Turgenev, că nu putem să spunem baza cunică. Eu, și în primul rând că Europa a fost făcută de oameni veniți din răsăriți. No? Și ce e mai bun Iran decât, să zicem, Mongolia sau de unde ar fi fost. Nu știu exact. Deci, sau zona Iran. Și atunci e un fel de dar al lui Dumnezeu. Pastorul meu, Ștefan, mi-a zis că copiii sunt o povară plăcută. Asta ar însemna Ungaria în Europa și s-ar putea face chiar o promovare Ungaria, adică un loc. Un Balaton în mijlocul Europei. Deci un loc total străin de restul Europei. Pentru că unii sunt nemți, unii sunt slavi, alții sunt polonezi, alții sunt români, fiecare e ceva. Dar acolo e o țară a maghiarilor. O țară cu totul și cu totul altfel. Acum nu zic că trebuie să întins prea mult coada pe chestia asta, da? Numai după locul, cum îl vezi, nu? E chestia asta, știi? Și să mănânci mâncarea aia, cum îi zice, gulaș. Toate astea. Deci să asculti muzica de pustă, deci o mare promovare culturală și atunci oamenii vor, pentru că la români e simplu, știi, deci, la românul, la bolovan, nu ce e, să, ungurii, nu știu ce, ungurii, nu știu ce, dar o atitudine din asta, noi românii, spun eu ca și roman, la Traian Cetire, că vom pierde. Pe viitor, pe timp lung, vom pierde. Și aici nu e doar o chestie de respect, considerații, ci e o chestie de conaționalitate, e o chestie de filozofie. Dacă în același timp panonicii, ca să-i numim așa, sunt o eclavitate în Europa, ceea ce spuneam, noi, românii, suntem stăpânii Europa. Fie că ne iei români din România, Franța, Elveția, Italia, Grecia, Turcia, Israel, Egipt, Mauretania, Maroc, Algeria, Cartagina, Spania, Anglia, până în nordul Germaniei, la Colon. Asta am avut eu să spun. Ca să nu mai zic că tatăl meu spune, cum zice că Goethe citea pe poeții săi, tatăl meu spune că Ungaria este o țară mică cu o poezie mare. Bun. Uite, este o fată, Sandra Izbașa, născută în 90, gimnastă.
Ce vreau să zic? De ce? Deci, în fine, ok, da, e bazată. Dar, hai de capul. Dar vreau să spun ceva de fata asta. Ce vreau să spun? Că mi-amintesc după ce a fost evoluția. Mi-amintesc, eu aveam 8 ani. Deja mă simțeam, nu știu cum să zic. Oricum, vremurile prin care am trecut au fost foarte... Și am fost la cimitir și am văzut cavou. Era un cavou mai mare decât cavou. Dar nu avea etaj ca și împușcat. Cavou împușcat. Și a trecut o femeie cu un cărucior, un copil, născut atunci, în 90. Fata asta, cum s-a născut? Adică, nu, Și mă gândeam, oare ce o să fie când o să fie acest copii mari, că acum sunt mici? Cum o să fie lumea? Deja îl prefiguram pe Terminator. Și... de acum pot să văd. E foarte frumoasă fata asta. Dacă te interesează, Amy, pot să-ți dau o definiție la ora asta, la 3:36 AM, 11 aprilie 2023. Pot să spun definiția frumuseții. Să nu te doghezi. No, bun. Hai să salvăm și pe domnișoara asta. Capitan, mă, tu dai seama, vin să crezi așa ceva. Totuși, eu cred că e altceva. No, bun. Dar fata asta a învățat la Deva? Ai ce era mică. Câți ani să fie avut? Nu mai știu să-i număr. Avea 22 de ani aici. No, bun. Dar nu zice unde a studiat. De fapt, cred că de la sine înțeles că la Deva am fost eu. Licean, de fapt, era... O trebuie totodată să ne ducă la stadionul liceului sportiv să ne alerge și pe mine m-au băgat la țap de bere colegii. Ce o să zic? Vreau să zic așa că e frumos. Este un lucru la care mă uitam cu maică mea.
chiar vreau să caut ceva, știi, să mă uit, da? Nu știu cum să spun. Nu e același lucru, nu, în sensul că mama mea nu uite să se uite. Știi tu? No, bun, hai să mergem, că mai am jumătate de decalog de citit. Am citit numai partea stângă. Deci un orchelemen. Acum mai departe. Laura Coduța Covesi, născută 73, procuror șef. Bun. George Coșbuc, 1866-1918. Alexandru Lupaș, matematician, 42-2007. Sărac. George Maior, născut 1967. Și ăsta e director. Virgilio Almănescu, 1913-1995, politician. Ăsta e Mănescu. Nu, era Manea Mănescu. Domnul președinte, născut în 1959, președinte al României și primar al municipiului Sibiu. Iuliu Maniu, 73-53. Nicolae Masim, 1981, regizor de teatru. Asta s-a născut săracul odată cu nenea tatu, primul meu prieten, după ce am avut doică, toamna Pais, și am uit în 81 chiar anul Međugorje. Tu știi că eu am fost făcut în anul Međugorje? Daniel Morar, născut 1966, procuror șef. Ion I. Moța, 1902-1937, unul dintre fondatorii Legiunii Arhanghelului Mihail. Păi normal, dacă te ții de prostii, în Biblie zice că oamenii răi și setoși de sânge nu vor ajunge nici la jumătatea anilor lor. Gheorghe Mureșan, cred că ăsta ăla în altul, nu? 71, basketbalist. Da. Uite, frate, cel mai înalt din toată istoria NBA-ului. Camil Mureșan, 1927-1995, istoric. Când eram copil, mic, mergeam la școală, la reuniuni, la banchetele astea, că se dădea mâncare, știi? Dar asta era primea comuniștilor. Și era un elev foarte de treabă, pe care îl chema Camil. Și colegii lui îi spuneau Elefant Dromader Camil. Erau gimnaziu. Deci Camil Bujor Mureșanu, născut 20 aprilie 1927 Turda, deci la 21 februarie 2015 Cluj, a fost un istoric român, membru titular al Academiei Române, președintele filiale din Cluj a Academiei Române. Îi se spunea lordul datorită erudiției sale și feineții care îl caracterizau. Familia. S-a născut în familia preotului catolic Teodor Mureșanu, 1891.
1966. Lucrări. Ioan de Cunedoara și vremea sa. București. 57. Revoluția burgheză din Anglia. București. 64. Erderi Tortenete, volumul 2. București. 64. În colaborare. Imperiul Britanic. Editura Științifică. 1967. Monumente istorice din Turda. București. 1968. Aici așa. Vă aștept ce limbă citesc. Beizenhungen zwingen de rumenischen und sachischer Forschung im 19 und 20 Jahrhundert. 1920 Jahrhundert im Wege Landeskundiger Forschung Köln Wien und Stoppschott ein siebenbürgisches Archiv da in Sibiu ist der Liceul German. O prietenă avea din Sibiu, avea o prietenă care a făcut liceul german în Sibiu. Dar cred că e foarte greu acolo. Națiune naționalism, revoluția naționalității, centru de studii de Transilvania Cluj, 1996. John Uniadi, Defender of Christendom, Iași, Oslo, Portland, 2009. Eu trebuie să vă zic ceva. Eu când mergeam eu la Decebal, care iară un ceo bun, comparabil probabil cu la german, dar era o chestie, trebuie să spun ceva, cum să vă zic, tati, atunci mașinile mergeau ca cu șarile lor, dacă băgau 70, dacă băgau 80, erau daci, erau tot felul. Nu era autobandă. Acum, dacă ai noroc, bine, dar nu. Până la Deva, nu. De exemplu, o prietenă de a mea, ea e prodigy muzical. Zi? Și cântă cu vocea foarte frumos. Și am primisem, am văzut filmul August Rush la cineva și foarte muzical și ea, nu știu, ori intrase în clasa nouă, ori se pregătea, ori cu cea de genul ăsta. Și am zis, uite, i-am dus un CD, ce era cu filmul, sau cum l-am avut, pe stick, sau, și am zis, uite la filmul ăsta. Și s-a uitat la film. Și numai simplu fapt că a văzut filmul cu August Rush, cu Evan, cum îl chema? Cum să zic, a făcut-o să se mute, să meargă la liceul de muzică și arte plastice și arhitectură din Deva, numai că ea nu a stat în gazdă, știi? Având posibilitatea să vină cu avea frați, are frați și tată o duceau și o aduceau. Înțelegi? Pe drum îți dai seama. Poate ascultau muzică, ce făceau. Radio. Era ceva fain. Înțelegi? Deci s-a putut face chestia asta. Liceul german, pe de altă parte, dacă vrei să-l faci, hai să vedem dacă am schimbat, nu am schimbat, hai să contăm și liceul german. Din Sibiu, că dacă știm despre el, nu?
Tu ce zici, mă, Eminem? Mă, copile. No, și fata, nu numai că s-a dus la liceu de muzică, dar și-a ales și instrument, vioara. Ea care până atunci cânta la clapeda, nu, adică nu lua lecții, nu știu ce, deci nu era la școală la pian, dar a făcut vioara la știi? La Deva, mă. Înțelegi tu? Și asta a fost meritul meu, al lui ăia care a făcut filmul și al lui Mati, ăla mare. Deci uite ce zice aici, ce zice la pagina, am căutat Sibiu, liceul german. Întâi zice Colegiul Național Gheorghe Lază din Sibiu. Limbe ajutătoare, româna și germana, numele liceului a fost în perioada 1870-1918, Gimnaziul Superior de Stat din Sibiu, în germană, Hermann Stadter. Staatsoberzinazium. Da. Asta cred că nu ar fi neapărat ceva rău. Aici ar fi un dialog, știi, un fel de Antonescu și Hitler. Ca să zicem așa. Dar uite ce avem aici. Colegiul Național Samuel von Bruckenthal din Sibiu. Colegiul Național Samuel von Bruckenthal este un liceu cu predare în limba germană din Sibiu. Școala testată din documentar din 1380 și este unul cele mai importante licee din oraș. Cel mai important cu predare exclusiv în limba germană. Tu dai seama că nu înțeleg nimic. Clădirea, vorbesc în limbi. Clădirea actuală a fost construită în 1979, se află în centrul orașului. Aceeași curte cu Biserica Evanghelică CEA, de care a ținut mult timp. Școala poartă numele baronului Samuel von Bruckenthal, care a menționat un testament și a lăsat bunuri importante. Adresă. Colegiul se poate găsi pe piața Huet, numărul 5, Sibiu, prețul Sibiu, România. Placa ce atestă că școala este monument istoric. Nu. Știa cu istorie, 1380, frate. La 100 de ani după ce aici s-a făcut, terminase biserica misionară Sfintei Marie. Uite ce e aici, tată. Acum lăsăm asta. Haide. Da, bun. După Revoluția din 1989, majoritatea populației germane pleacă definitiv în Germania. Astfel, liceul Bruckenthal